Dacă oamenii nu vor mai consuma, atunci companiile nu mai au de vândut atât de mult. Dacă companiile nu mai vând produse și servicii, vor da oameni afară. Dacă vor da oameni afară, va crește șomajul și vor apărea fel și fel de probleme în zona Fedului și a băncilor pe parte de creditare. Salutare dragilor și bine v-am găsit la un nou videoclip pe canalul de YouTube Grow Your Welt, aici unde încercăm să vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă în zona geopolitică, în zona companiilor noastre favorite, în zona cifrelor economice care se schimbă de la lună la lună și foarte interesant direcția în care se îndreaptă. Vrem să vă mulțumim foarte mult pentru videoclipurile trecute și uh, vizualizările pe care le-am făcut acolo cel mai mult membrilor noștri care ne apreciază munca și îi vedem de fiecare dată în zona de comentarii, ne susțin foarte mult, sunt alături de, de noi, discutăm foarte mult uh, alături de ei ca să îmbunătățim lucrurile, și pe care asta vreau să le mulțumesc foarte mult! Da, vă mulțumim că sunteți încă un episod alături de noi, celor care sunteți noi uh, pe canalul nostru, pentru că v-a fost promovat prin cine și ce circunstanțe acest video. Vă mulțumim că ne acordați atenție și sperăm să ne urmăriți până la final, pentru că avem lucruri importante de dezbătut, în special dacă sunteți interesați de piața de capital. Am vrea să facem o mențiune pentru cei care au avut impresia că episodul trecut ne-am lăudat așa. A fost un episod special filmat pentru a le explica oamenilor care nu sunt membri în cadrul proiectului nostru. Pentru a le explica ce reușim să facem pentru membrii noștri Și așa este când ai niște rezultate bune Pare că te lauzi Dar a fost special creat acel episod Pentru a menționa tot ceea ce facem bun pentru membrii noștri Și vă asigur că aceștia nu ar plăti lunar Abonamentul de peste un an, doi de zile Că am împlinit Alex doi ani și jumătate da. Da, De pe 1 martie 2022 nu ar fi alături de noi atât de mult timp dacă nu ar avea parte de valoare adăugată. Vă mulțumim pentru că înțelegeți ceea ce vrem să transmitem. Am ținut să explic acest lucru pentru că au fost câțiva care au fost așa mai vehemenți, că vă lăudați, că vă nu știu ce. Repet, când ai rezultate foarte bune, pare că te lauzi, au fost doar simple mențiuni cu privire la ceea ce au membrii noștri în portofoliu și ce rezultate au. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și haideți să vedem ce avem de despătut astăzi pentru că va fi un episod interesant. Inflația din America ne face o surpriză foarte plăcută în această săptămână și, cum menționa Valentin urmărind prețul la producător foarte des, inflația ajunge să scadă până la 2,5%, totuși în creștere, dar doar cu 2,5%, de la o inflație precedentă care a fost la 2,9%. Lucru care ne arată un sentiment pozitiv, ne arată că Federal Reserve este în control și ne arată inclusiv faptul că o scădere a domânzii monetare este. Strict necesară, este foarte importantă și ar da un sentiment pozitiv uh, economiei. Vreau să te întreb cum vei situația din acest moment și cât de în control simți uh, rezerva federală încă? Pare că cifrele o ajută, dar în același timp știm că la birou de statistică sunt niște oameni care în momentul de față își duc bătălia la nivel politic. Da, cred că aceste cifre sunt influențate pentru că eu m-am uitat pe... Toate componentele din această raportare a inflației, cele mai importante au crescut. Reparația mașinilor, chirile, energia, foarte multe au crescut și nu au crescut cu 0,1%. De la unul în au crescut cu mai mult. Consider că este o cifră manipulată grosolan. De la 2,9 să scazi la 2,5. Nu cred că aceasta este realitatea, dar nu contează ce cred eu. Contează ce s-a raportat. Piața, bineînțeles că în prima fază a reacționat negativ pentru că o scădere agresivă a inflației uh, ar uh, conduce către ideea că Fedul ar putea să scadă ratele cu doar 0,25%, nu cu 0,5% așa cum majoritatea analiștilor au luat în calcul și prețurile din piața de capital ale acțiunilor uh, au evoluat. În momentul de față cam avem incluse în prețul acțiunilor o scădere cu 0,5 pe 18 septembrie. Cred că ușor, ușor analiștii realizează faptul că o scădere cu doar 0,25 este destul pentru momentul de față. De ce? Pentru că datele care au venit către noi au fost uh, extrem de pozitive și atunci nu necesită, necesită o intervenție agresivă din partea Fed-ului, pentru că o intervenție agresivă Uh, comparată cu aceste date Raportată, mai bine zis, la aceste date Ar induce un sentiment de panică oarecum în piață Pentru că e clar că ceva rău se întâmplă La un alt nivel În spatele În spatele a ceea ce vedem noi Prin urmare, eu consider că este ok să avem parte de un 0,25 Inflația se îndreaptă spre ceea ce dorește Fedul Eu menționez în continuare că o inflație pe viitor va fi uh, Targetată aici, la nivelul de 2,5% nu neapărat la 2%, pentru că dacă punem o presiune în continuare pe aceste rate de dobândă, s-ar putea să cauzăm uh, o, un efect dezastruos pe partea de șomaj. În sensul că ar putea să apară mult mai multe falimente, șomajul să crească exponențial și după aceea te lupți cu un șomaj foarte mare și până la regres foarte greu așa că eu zic că pe 18 septembrie am putea să vedem o 0,25 și lucrurile să meargă bine. Avem un context puțin mai delicat acolo, îl detaliem în cadrul comunității. Avem o scădere de dobândă monetară a doua și în Europa, lucru care ne oferă niște perspective pozitive cu privire la economia care undeva în vreo 6 luni, 8 luni, va reveni mai accentuat din cauza efectului pe care dobânzile monetare în scădere le au ne oferă o creditare mult mai accesibilă. În momentul respectiv, oamenii încep să consume, firmele ajung să iei credite pentru dezvoltarea lor și economia ajunge să prospere. În momentul de față, parcă lucrurile sub control și în zona, să zicem, în Bani și centrale europene. Cristin Lagarde face o, o treabă foarte bună și voiam să te întreb cum simți lucrurile, pentru că aici dinamica e un pic diferită față de America, unde presiunea Inflația n-a fost atât de mare, și cumva am avut o. cumva un lucru destul de simplu în care Rezerva Federală de aici o a crescut dobânda, ulterior am avut niște scăderi lente. Momentan lucrurile par sub control și vreau să te întreb cum vei situația. În Europa s-a încercat așa o. Scădere mai rapidă a ratelor de dobândă pentru că problemele sunt ceva mai grave. Economia europeană se mișcă foarte greu, economia europeană are în componență companii care sunt bătrâne și au un stil de conducere bătrânesc. Nu prea adoptă tehnologia, nu prea adoptă inovația și atunci lucrurile nu merg în direcția potrivită. Mai avem și un continent bătrân, la nivel de populație, care este aptă de muncă. Natalitatea este foarte grav în scădere. Din contră, în Europa ar trebui adoptată mai agresiv tehnologia, și în Europa, din punctul meu de vedere, va fi adoptată mai rapid această tendință către folosirea roboților, pentru că efectiv nu mai e forță de muncă. Bineînțeles că munca de jos va fi atribuită imigranților care au tot ajuns pe aici, că nu degeaba ajung imigranții ăștia, aici. Păi trebuie să fie folosiți la ceva la un moment dat. Oamenii prin Europa, cei din clasa de mijloc, doresc salarii mai mari, nu prea se pot oferi aceste salarii mai mari și atunci vor avea o problemă această clasă a oamenilor, pentru că joburile lor vor fi preluate de către imigranții care vor fi plătiți cu salarii mult mai mici. Sau anumite joburi vor fi preluate de către roboți, vor fi automatizate. Deci, în Europa, șocul va fi foarte dur undeva în viitor. Consider că această Christine Lagarde nu a luat decizia înaintea Fed-ului american de a scădea ratele de dobândă. A luat-o exact. da, luat tocmai pentru că vede niște probleme. Și aceste scăderi de rate au un delay, așa cum am mai menționat, au un delay în a-și face efectul. Prin urmare, exact ca și la BNR, unde domnul Isărescu a luat din timp decizia de a scădea ratele de dobândă. Ne așteptăm ca undeva la mijlocul anului viitor să vedem rezultatele. Sperăm la rezultate bune, repunirea economiei, pentru că, în momentul de față, ce văd la nivel european, și nu cred că e vorba doar de nivel european, văd această tendință a statelor de a investi foarte mult în partea de armament. Se creează fabrici de armament. Investiția asta în domeniul apărării nu vine așa degeaba. Armamentul ăla nu este creat degeaba. Noi știm foarte bine că întotdeauna la nivel mondial sunt conflicte, sperăm să nu mai avem parte de un conflict în Europa, sperăm să nu mai fie întreținut acest conflict între NATO și Rusia, să se termine cât mai repede, dar vedem creșteri pe domeniul de apărare, creșteri pe bugetele de apărare. Chiar și în România, cred că un mare grup din Germania construiește în viitor uh, o locație în care va construi uh, ceva din acest domeniu. Repet, este greu, se mișcă greu uh, economia europeană și uh, de aceea noi am luat decizia, acum revenind puțin la partea de investiții, lăsăm puțin geopoliticul deoparte, de aceea noi am luat decizia să investim în companii americane, pentru că aceste companii americane sunt companii globale, nu sunt doar companii americane. Sunt companii care fac business și în Europa, și în Asia, și în America de Sud, și peste tot. Și au un reveniu foarte mare și mai mult decât un reveniu foarte mare, au niște bani foarte mulți în zona de investiții care se îndreaptă către ele. Banii la nivel mondial se îndreaptă către companii americane, nici de cum către companii din Europa sau în ultimii doi ani de zile nici măcar către companii din China. Am avut și prima dezbatere în Statele Unite, acolo unde domnul Trump și doamna Kamala au ajuns să debatuiască modul în care își prezintă agenda electorală. Încerc să fiu cât de serios se poate, deși aceștia în întâlnirea lor n-au fost așa. Mi s-a părut unul dintre cele mai proaste debate pe care le-am văzut istoric vorbind în America, m-am uitat mult la istoria Americii și mi s-a părut că la acest debate o plecat această formă de profesionalism politic de decență față de comunitate și societate care a dispărut că nu-i cazul numai în America e cazul și, și la noi și prin Europa, pare că circul politic vinde foarte bine și atunci acestea au trebuit să îl întrețină foarte bine voiam să te întreb ce ai regăsit important în acest debate a lor, pe lângă faptul că fiecare părea să vorbească foarte agresiv pentru electoratul său și cumva fiecare încerca să fie foarte protectiv, defensiv, au fost și puține atacuri pe zonele care inflamează foarte mult publicul, ce înseamnă avort și așa mai departe. Aș vrea să ne uităm mai mult la componentele economice. O analiză simplistă pe care am făcut-o în urma acestei dezbateri, în urma acestei analize am, fă, am tras o concluzie destul de simplă. ABC, canalul care a organizat această dezbatere, a fost clar împotriva lui Donald Trump și l-a sabotat pe Trump. A, a, au alimentat cu întrebări suplimentare orice răspuns al lui Trump, iar pe Kamala Harris au protejat-o. Kamala Harris a stabilit ulterior că aceasta a avut parte de întrebările care urmau să fie adresate și s-a pregătit pentru acele întrebări. Se pare că a avut și tehnică altă prin acei cercei pe care i-a purtat lucruri care au aj ajutat-o primind răspunsuri din partea consilierilor din spate, celor care sunt în campanie electorală și credeți-mă că în aceste în echipa de campanie electorală, credeți-mă că în aceste echipe de campanie electorală, din aceste echipe fac parte niște psihologi de înaltă clasă. Pe parte de psihologie umană. Iar aceștia te ajută imediat și îți oferă răspunsuri imediate care să-l pună într-o ipostază mai grea pe interlocutorul din fața ta. Cred că a fost normal ca fiecare să își urmărească interesele propriului electorat. Eu cred că, special, echipa de campanie electorală a lui Trump, chiar dacă a părut că Trump a venit nepregătit la această dezbatere, eu consider că este partea unei strategii foarte bine pusă la punct în care Trump în prima fază să pară puțin mai slab și abia pe final, în ultimile două săptămâni, trei săptămâni înainte de alegeri să vină foarte tare din spate și foarte bine pe poziții pentru că electoratul are nevoie înainte de alegeri să vadă un candidat puternic. Nu cu o lună, două înainte de alegeri. Degeaba îmi pare mie... Trump puternic acum, și în ultimele trei săptămâni îmi pierde alegerile. Nu. Eu cred că este o strategie foarte bine pusă la punct, și consider că, în continuare, Donald Trump, cu toate cutumele pe care le are, că nu suntem niciunul dintre noi perfect, și cu siguranță și el a făcut greșeli și va mai face greșeli, este un candidat bine poziționat pentru a câștiga alegerile din Statele Unite. Mă uitam doar la câteva locații în care au intrat ambii președinți. În momentul în care a intrat cam la Harris, toată lumea a stat pe scaun, toată lumea liniștită, nu a aplaudat nimeni, nu s-a ridicat nimeni în picioare, imediat cum a intrat Trump acolo, a explodat mulțimea. Astăzi niște semne ale realității. Pe mine nu mă interesează ce îmi prezintă ABC, CNBC, CNN, MSNBC și alți, alte canale care sunt deținute, canale media, care sunt deținute de către anumit mogul care au anumite interese. Pe mine mă interesează de la fața locului, o părere a oamenilor de rând pe cine susțin, și credeți-mă că în urma feedback-urilor pe care le am din America de la câțiva cunoscuți, toți sunt cu Trump. N-am auzit pe niciunul să fie cu Kamala Harris. Să vedem. Eu zic că în momentul de față procentele reale care sunt pentru, cu șanse pentru a ajunge președinte sunt undeva 65% pentru Trump și restul pentru o candidată care. Și dacă ar ajunge președintă această doamnă, nu va putea să stea la masă cu Putin, cu Xi Jinping, cu Ayatollahul, cu Nudi. No, nu că o femeie nu ar putea deține o funcție foarte importantă. Sunt femei care sunt la putere. Am avut Margaret Thatcher în UK, am avut-o pe fosta premieră din Germania, da? femei foarte puternice, care au funcții importante, avem pe la Consiliul Europei, avem pe la Parlamentul European, avem președinta Băncii Centrale Europene, sunt femei foarte puternice în lume, care pot deține funcții importante. Asta am vrut să menționez și este bine să detaliem acest lucru, pentru că este important de menționat. Trecem cu discuția către zona companiilor, aici îmi face plăcere să discutăm și să dezbatem ceea ce se întâmplă. Apple ajunge să pierdă un proces în fața Comisiei Europene, Undeva la 13 miliarde de dolari ar ajunge să plătească Apple din cauza unei facilități fiscale pe care a primit-o din partea statului în Irlanda, acolo unde a avut facilități fiscale, acolo unde a fost dorită foarte tare de către țară ca să vină să creeze locuri de muncă, doar că prin facilitățile pe care le a creat la, la momentul respectiv fiscal, țara a dezavantajat concurența în statul respectiv. Și vreau să te întreb, cum vezi genul ăsta de practici în Europa? Pare o victorie uriașă pentru Europa și pentru uh, toată Uniunea pentru că reușesc să absorbă bani de la firme și îți cum vezi lucrurile în contextul în care tu ai atras o companie prin facilități fiscale și ulterior la 10 ani să zic ajungi să o taxezi cu o sumă destul de mare și pentru Apple până la urmă. Uh, Într-un moment de piață destul de neoportun, tu ajungi să faci lucrul ăsta cu o companie care, evident, ți-a adus o bună stare în țară. Da, s-au plătit niște taxe. Irlanda, dintr-o dată, așa s-a trezit cu foarte multe companii uh, cu rezidență fiscală acolo. Companii care nu plăteau una de taxe în Irlanda, dar pentru că au crescut dintr-o dată, la momentul respectiv, au crescut dintr-o dată taxele pe corporațiile din America, aceștia, acestea și-au mutat sediul fiscal în uh, Irlanda. Uh, în momentul de față, eu consider că este foarte dură decizia, mai ales în contextul în care a venit Huawei cu o tabletă, așa telefon, care se deschide, de se transformă în tabletă și care va vinde foarte mult, și am văzut o euforie în China cum am văzut-o doar la Apple când a scos un telefon extrem de performant. Asta vreau să zic că inclusiv Apple pe zona aia nu, nu e dezvoltat atât deloc. Nu, și va pierde foarte mult ca și competiție. cu le va lua din cota de piață în China cu acest telefon ultra performant care se transformă în tabletă. Și cred că va vinde și în Europa, nu cred că va vinde doar în China. Deci le va cam lua din cota de piață a celor de la Apple. Și dacă Apple mai trebuie să și plătească vreo 13 miliarde, iar eu cred că Warren Buffett știa de toate aceste procese care sunt pe rol și de faptul că urmează să piardă aceste procese, de aceea și a mai tăiat din poziție. Cum de asemenea știe că se poate întâmpla ceva în sectorul bancar și taie constant din poziția de la Bank of America. Uh, cred că poate fi destul de greu pentru Apple pentru a-și menține poziția de acolo din vârf dominantă. Dominantă atât pe partea de telefoane cât și la nivel de market cap aceea de 3 trilioane și ceva de dolari de, în, ca și greutate pe S&P, pe Naldac. Sunt vremuri grele atât pentru Apple cât și pentru Google. Discutăm imediat și de Google. Da, Și consider că dintre acești șapte magnifici vou, va urma o perioadă și vom reveni aici cu această discuție din, de astăzi. Și vom rea aduce aminte la momentul respectiv, fără să pară că ne lăudăm, cu faptul că de acum înainte Tesla, Amazon și Meta vor crește constant, iar Microsoft, Apple și Nvidia ar putea să aibă parte de niște creșteri mai mici. Mai lente. Mai lente, da. Nu atât de agresive pe cât uh, celelalte companii pe care le-am menționat. Google, de asemenea, consider că va crește cel mai puțin dintre toate cele șapte. Este doar opinia mea, Google va avea probleme, așa cum zicea și Alex, se pare că dezbatem și Google astăzi. Eu nu știu subiectele pe care le dezbatem, nu le-am pregătit înainte, le aflu exact în momentul în care filmez cu dumneavoastră, doar cu 5 minute înainte fața să începem filmarea, le aflu la fața locului, da. Introducem acum hmm. subiectul cu Google, că menționam chiar mai devreme de aceasta. Google ajunge și ea să primească o amendă de antimonopol de 3 miliarde de dolari, tot în zona asta a Europei. Google încă nu îi spartă și în mai multe companii și e un efect foarte interesant de care vreau să menționez. Chiar l-aveam notat înainte să menționeze, Vali, că există niște companii care vor performa mai bine în indicii mari. Vedem Google care este bătută detașat de Amazon Web Service pe zona de cloud și vedem uh, Google cum are probleme în zona telefonelor categoric. E aproape Există telefon Google? aproape inexistentă și nici în zona inteligenței artificiale unde avem pretenții destul de mari de la DeepMind și de la toate datele la care au acces din partea Google. Nu vedem o evoluție foarte bună la Gemini care e băgat așa în umbră de către cea GPT. Da. Și ce am să te întreb, care e perspectiva vis-a-vis -vis de Google în aceste momente? Una nu tocmai pozitivă, din punctul meu de vedere, și da, mi-am schimbat, mi-a menționat cineva într-un videoclip anterior că mi-am schimbat așa opinia vis-a-vis -vis de, vis -vis de Google și de Amazon. Da, datele problemei se schimbă constant. Și pot menționa într-un moment că Google are un potențial foarte mare pentru că motorul de căutare este foarte important, pentru că divizia de cloud începe să prindă contur, pentru că DeepMind se va dezvolta și Gemini va începe să monetizeze foarte bine, YouTube-ul mergea bine, s-au schimbat foarte multe, dragilor. De la Google începe să muște din uh, cota lor de piață, să spun așa, Grok va mușca din cota lor de piață. Grocul creat de Elon Musk. Prin acest supercomputer colosus pe care Elon Musk îl creează cu peste 100.000 de cipuri performante de la Nvidia, se pare că și X va. Twitter, fostul Twitter, va începe să pună la dispoziție content al acestor creatori de content care își postează pe YouTube aici, unde ne vedeți și noastră pe noi, și s-ar putea ca și noi să mergem în viitor să postăm pe X aceste videoclipuri, foarte mulți cu un de content vor face migrarea către X de pe YouTube. Și asta înseamnă o pierdere foarte mare. Deja YouTube-ul a început să piardă de la ultima raportare, dacă vă uitați puțin la ultima raportare a celor de la Google, că de acolo mi-am schimbat puțin uh, uh, viziunea vis-a-vis uh, -vis de Google și mi-am schimbat viziunea vis-a-vis -vis de Google și datorită faptului din cauza că este negativ ceea ce fac cei de la Google, este de rău. Că îl sabotează pe Trump și o promovează pe Kamala Harris. Ei trebuie să fie imparțiali. Ok, nu trebuie să ții cu Trump, nu trebuie să... Fii imparțial. Motorul de căutare Google Search deja sabotează campania lui Trump și dacă acesta va ajunge la putere, eu cred că cei de la Google se vor confrunta cu foarte multe procese, nu doar în Europa, ci și în America și în UK, pe care le vor pierde. E genul de persoană răzbunătoare, ca să zicem pe aia -a. Da, cu Trump nu prea te joși, pentru că el și-a cam plătit polițele de-a lungul timpului și nu m-a rămas nimeni nepedepsit. Prin urmare, eu nu văd în continuare cu ochi buni Google și am luat decizia chiar și pe portofoliul meu, acolo unde la prețul de 162, 165, 168 am adăugat Amazon în portofoliu. Am luat decizia să mă îndrept cu banii către Amazon. Mai uh, agresiv decât în mai Google? Google deloc. Nu mai agresiv decât spre Google, Google deloc. <laughs> e bă, foarte simplu pentru mine. În momentul în care o, o companie îmi creează așa un sentiment negativ, este clar că nu mai pot aloca nici măcar o sumă de bani, pentru că eu întotdeauna banii îi aloc pe companiile în care am o convingere puternică. Și dacă s-a întâmplat foarte rar. Să-mi pierd convingerea într-o companie, am schimbat total. nu au mai rămas acolo nici măcar un dolar. Nu poți să reziști pe ei în piață. Nu pot să, pentru că dacă eu nu simt și nu sunt alături de compania, nu cred în compania respectivă, din diverse motive, iar acum sunt dezamăgit atât de evoluția companiei cât și de uh, uh, deciziile managementului de la Google. Am luat decizia să merg către Amazon pentru că Amazon chiar este monopol pe Amazon Web Services. Amazon să continuăm aici. Să spunem că investește în foarte multe companii și vrea să impacteze foarte multe industrie și aici mă opresc. Daniel Pinto de la JP Morgan, omul care s-ar putea să fie omul care se ia locul până la urmă lui Jamie Dimon. Acesta ne-a tot anunțat de mult timp că își dorește să se retragă din funcția de CEO de la JP Morgan și în repetate rânduri am menționat că acesta ar putea să ia locul, că este pregătit, că Constanță uită la activitatea lui Daniel ca să vadă când acesta poate să, să facă trecerea ca, ca CEO. Acesta a venit în ultima săptămână și ne-a menționat că dobânzile o să scadă în zona bancară. Am văzut și o scădere destul de pronunțată pe mari jucători din piață, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America. Și voiam să te întreb cum de Bank of America, discutăm imediat, cum vei situația asta în un mediu bancar pentru că Acolo uh, ați simțit toți ochii investitorilor în aceste momente când dobânzile monetare scad? Da, este foarte important. Te-am lăsat să termin ideea pentru că am vrut să-ți menționez la un dat că locul lui Jamie Dimon nu poate fi luat de către nimeni decât dacă se dă Jamie Dimon la o parte. <laughs> da, Jamie Diamond este un colos în industria bancară, este cel mai mare banchier al vremurilor noastre, omul cu cel mai mare impact în această industrie dar se pare că are un loc pregătit ca șef al trezoreriei americane și atunci, bineînțeles că se retrage într-o funcție mult mai liniștită, mai relaxat, are foarte mulți bani, a câștigat foarte mult în domeniul bancar. Pe mandala trebuie să se întâmple lucrul ăsta. Exact. Și atunci, bineînțeles că va trebui să fie preluat acea funcție de cineva de foarte mare încredere și cu o mare experiență de asemenea. Uh, Nu-l cunosc foarte bine pe acest pintu. Uh, rămâne în continuare să vedem dacă poate prelua funcția grea pe care a deținut-o la JP Morgan uh, Jamie Diamond. Pentru că JP Morgan a devenit așa un salvator al sistemului bancar din America, și în momentul în care salvezi sectorul bancar din America, tu de fapt ții economia, economia mondială în echilibru. Pentru că dacă ar crăpa ceva în sectorul bancar din America, ar fi distruse foarte multe domenii de activitate la nivel mondial. Pentru că foarte multe domenii de activitate, așa cum bine știm, sunt expuse pe creditare bancară. Și JP Morgan este un actor principal în această creditare la nivel mondial. Cam asta este cu JP Morgan. De curând, da, am avut niște revizuiri în scădere ale Reveniului anunțate de către Băncile mari de investiții din America Acestea ne-au pregătit oarecum Pentru raportările care vor începe În prima săptămână din Octombrie De ce? Pentru că este mai bine Din timp să revizuiști Ușor în scădere așteptările Da, există un impact Pe prețul acțiunii, așa cum am văzut În această săptămână am avut un impact Pe prețul acțiunii, pe la Goldman Sachs Pe la Morgan Stanley, pe la JP Morgan Bank of America. Bank of America mai contribuie și Warren Buffett acolo la declinul acțiunii, dar asta este o altă poveste. Um, cu siguranță că băncile ne pregătesc pentru o raportare puțin mai slăbuță. Ne-au anunțat din timp ce se va întâmpla ca piața să digere aceste informații negative și să nu existe o reacție foarte dură la momentul raportării. Pentru că dacă sezonul de raportări începe cu o reacție dură pe acțiunile băncilor de investiții, va fi greu de ținut în frâu uh, negativismul, sentimentul negativ din piață în acea perioadă cu privire la toate sectoarele și cei care sunt în momentul de față la conducere și chiar și Jerome Powell nu își permit să avem o scădere foarte mare în piața de capital. Pentru că o scădere foarte mare în piața de capital în ce se traduce? Oamenii la nivel general, în America sunt foarte mulți investitori, oamenii se vor simți cu bani mai puțin pentru că le scad portofolii de investiții, nu vor mai consuma, vor intra în programul de protecție, dacă oamenii nu vor mai consuma, atunci companiile nu mai au de vândut atât de mult, dacă companiile nu mai vând produse și servicii, vor da oameni afară, dacă vor da oameni afară, va crește șomajul și vor apărea fel și fel de probleme în zona Fedului și a băncilor, pe parte de creditare. Și atunci Fedul va trebui să ia niște decizii dure care vor induce panică pe mai departe în piața de capital. Deci este ca un lanț fără sfârșit care începe să crape așa câte o za din acel lanț începe să se rupă. Prin urmare, eu cred că vom vedea un echilibru la începutul perioadei de raportare. Și deja băncile mari de investiții au scăzut puțin presiunea pe care ar fi pus-o atunci pe negativismul din piață. În același timp, o altă bancă la care suntem foarte atenți, mai ales după văzările repetate a lui Warren Buffett, e Bank of America, care ajunge să crească plata orară la 24 de dolari de la 23, care a fost în trecut, crește așa cu câți un dolar în fiecare an, pare să că mai discutat asta și anul trecut în această perioadă și voiam să te întreb cum vei situația la ei, pentru că în raportul financiar, din principiu, ar trebui să crească costurile. Costul pe venit obținut să fie mai mare. Asta doar dacă nu reușesc să elimine câțiva oameni, să dea câțiva oameni afară. Lucrurile astea nu sunt tocmai uh, plăcute, mai ales într-un moment cu domăzile monetare încă destul de sus. Și voiam să te întreb cum vei situația asta de acolo și mai ales combinat cu ieșirile lui Buffett din acțiune Pare constant că taie din acțiune Deși nu pare să... Se... Taie din poziție Din poziție taie din poziția mare pe care o are pe Bank of America Își, își dorește, pare, să facă un exit Așa s-ar părea Până la un moment anume Probabil o să continue aceste vânzări Și undeva în șase luni să facă exit da, nu cred că va face un exit total. Acum urmăream declarațiile CEO-ului de la Bank of America, care întrebat fiind ce părere are de exitul pe care îl face Warren Buffett de pe acțiunea companiei sale, vine și ne spune că nu îl poate întreba direct pe Warren Buffett de ce vinde acțiunile. Dragilor, haideți să vă spun așa din experiența proprie, pentru că am lucrat în investment banking și iarăși nu este o laudă, este un adevăr. În momentul în care un fond mare de investiții, managerul unui fond mare de investiții, începe să tai o poziție importantă din portofoliul său, așa cum este Bank of America pentru Berger Hathaway, condus deocamdată de Warren Buffett, CEO-ul acelei companii se deplasează direct la sediul fondului de investiții și cere în genunchi o întrevedere cu managerul de fond. În ideea de a-l face pe acesta să nu vândă, promițându-i fel și fel de lucruri, consultându-se cu acesta bun, spunem de ce ai nevoie să nu vinzi, ce vrei să facem? Să dăm oameni pe oameni afară, să renunțăm la o divizie, să vindem nu știu ce. Spune-ne ce trebuie să facem să nu renunțăm la poziția noastră. Pentru că dacă tu, care ești emblematic pentru poziția pe care o dețin compania noastră, vinzi și alții vor vinde. Și nu ne permitem lucrul ăsta. Da, efectiv transmit o sentiment negativă. exact. Asta se întâmplă în realitate, în piața de capital și în bursă și în lumea investițiilor și în lumea de business. Nu poate veni el să-mi spună că nu știu ce se întâmplă, eu nu pot să-l întreb direct pe Warren Buffett. Deci nu răspunde la telefon sau Asta deci este bullshit. Mă scuzați, pe românește înseamnă rahat. Uh, nu. Știe foarte bine de ce vinde Warren Buffett și Warren Buffett știe foarte bine de ce vinde acțiunile pe Bank of America. Este foarte clar din punctul meu de vedere că ne aflăm într-o perioadă de tranziție către o eficientizare în sectorul bancar, probabil că în timp, în câțiva ani de zile, vom trece la un alt sistem bancar pentru care Bank of America nu este pregătită. Bank of America are un număr foarte mare de angajați, are foarte multe sedi, are niște costuri enorme, nu este ad adaptată și nu este pregătită pentru noul sistem bancar. Și dacă degeaba am crește salariul uh, cu un dolar, poți să-mi crești salariul pe un, cu un dolar și să-mi dai pe de altă parte 30% din forța de muncă afară. Tu nu strești costurile cu salariile, din contră, tu câștigi. Da, eu vreau să menționez că e și eu un colos atât de mare, care e foarte greu să facă tranziția, pentru că sunt foarte multe serii de vândut, seriile alea trebuie să vândă, dacă se poate, minim pe break-even. Nu. Ele nu se mai pot vinde Nu pe se mai pot vinde pentru că au, au scăzut foarte mult prețurile imobilelor comerciale. Deci Bank of America este într-o situație critică din punctul meu de vedere. Seamănă situația lor cu situația pe care o au cei din industria auto? Așa ca și paralelă Da, eu aș asemui Bank of America În sectorul bancar cu GM și Ford În sectorul auto Da, pare bună cu Niște coloși care sunt menținuți în viață de către stat Cu niște bani ai contribuabililor Culmea este că toți americanii contribuie la susținerea Ford și GM Dar Ford și GM pe banii oamenilor oferă niște dividende doar unui număr restrâns de acționari. Cum se poate ca toți cetățenii americii să susțină prin taxe și uh, impozite plătite către uh, guvernul americii uh, aceste companii pentru că guvernul americii le, dă, le face așa că un bailout din când în când. După care ăia se întorc și zic oferim uh, dividende. Păi de unde oferi tu dividende când tu nu ai revenue care să susțină dividendele alea? Și mai ai și niște datorii uriașe pe care nu se le mai poți plăti niciodată. De ce să plătim noi toți? Pentru că tu decizi să le dai unui număr de, să spunem, 100 de mii de oameni niște dividende. De ce să plătească... Toată populația. Hai, nu toată populația, 100 de milioane activi. Na. 100 de milioane de americani activi plătesc pentru ceva ce primesc, nu știu, 2 milioane care au acțiuni în GM și Ford. Hai să spunem mai mulți că sunt fonduri de pensii pe acolo care vor ieși în timp de pe pozițiile respective. În fine, sunt foarte multe de analizat în zona aia, nu merg... Atât de departe pentru că nu este locul și nici timpul nu-l nu avem pentru a explica foarte multe detalii. Continuăm cu un subiect care pe mine cel puțin m-a trigăruit într-un mod aparte. Chiar înainte cu o zi să discutăm acest subiect, l-am vorbit cu oameni din echipă, mi se pare irațional. cea GPT prin OpenAI PNI încearcă să ridice o finanțare de 6,5 miliarde de dolari la o evaluare de care vreau să vă pregătiți foarte bine când auziți cifra, 150 de miliarde de dolari. De două ori cât uh, PayPal, de două ori cât Palantir, companii care una dintre ele face 30 de miliarde, una face 2 miliarde și are un profit foarte mare, e efectiv real în, în, momentul de față, pentru mine, e ireal. Poate nu văd ceva bine în uh, lucruri acestea, acesta, poate nu-mi dau seama de capacitatea de a impacta GPT în viitor, dar strict pe datele de astăzi și pe veniturile pe care astăzi le poate produce pentru Microsoft, mi se pare ceva și din comun. Pare și din comun, Alex, dar dacă ne uităm la fondurile de venture capital, pentru că asta explicam aseară, am avut o întâlnire cu doi dintre investitorii cu care colaborez direct la o masă, am servit masa și dezbăteam așa niște subiecte destul de interesante, că nu putem să vorbim despre fotbal sau despre politică. Da, Dacă nu zici la fotbal, e normal. Da, dezbatem puțin și politica, că e importantă, dar discutăm niște lucruri extrem de interesante din piață, la nivel global, așa. Vorbeam despre această tendință a fondurilor de venture capital pentru a investi în viitor. În momentul în care ești investitor, îmi dau puțin din casă acum, da? Puțin. În momentul în care ești investitor și vrei să ajungi foarte departe, unul dintre secrete este să te uiți la ceea ce fac fondurile de venture capital pentru că aceste fonduri de venture capital folosesc banii atrași de la cei care investesc în aceste fonduri pentru a aloca fonduri către companiile din, din industrie de viitor. Fondurile de venture capital niciodată nu investesc în industrie de viitor ale trecutului sau în industrii care sunt deja consacrate. Nu, acestea investesc doar în industrii de viitor, în companii care vor, fi foarte, vor putea fi foarte capabile în viitor. Iar fondurile de venture capital, în momentul de față, investesc în artificial intelligence. În momentul în care avem deja o confirmare pe această zonă de artificial intelligence cu acest open AI, este normal să fie evaluat foarte sus. Acum eu vin și spun că Palantir deja a demonstrat și Palantir va ajunge la o evaluare foarte mare în viitor. Pare puțin nedrept acum ca OpenAI să fie evaluat la 130-150 de miliarde, In iar Davidul. Palantir la doar 70. Problema nu este la OpenAI, la cât este evaluat, problema este că s-ar putea să vă surprindă ce spun acum, toți analiștii din piață spun că Palantir este supraevaluat mult. Eu îl spun la potențialul pe care îl are în viitor că este subevaluat. Asta este opinia mea. Este o companie marca Grow Your Wealth pe care, în care noi am investit încă din 2020-2021 și foarte agresiv în 2022. După ce noi am investit foarte mult și uh, cam toți investitorii au palantir în portofoliile proprii, uh, a început să fie promovat foarte mult și pe YouTube, a început să aibă parte de atenția Wall Street-ului și ulterior... De curând, acum a fost inclus și în SP500. Deci, problema nu este la OPNI că este supraevaluat, ci la Palantir și PayPal. Că și PayPal are potențialul de a reveni pe creștere destul de bine, acestea sunt subevaluate în momentul de față, raportat la ceea ce urmează să se întâmple, nu la prețul acțiunii și de la P-Ratio, cum vă place unora să analizați o companie. La forward ori e ratio mă refer. Da. Și că tot discutam despre Palantiria împreună cu Dell, a fost uh, introdusă în S&P 500 și dat fiind faptul că are și o capitalizare mare, o să aibă și o deținere pe măsură în mm. indicele respective. Da, o greutate de 0,15 din S&P, cam așa a fost calculat. Și voiam să te întreb cum vezi uh, situația în momentul de față la ea? Acum ai discutat uh, precedent, pentru că am adus-o eu în discuție, în cadrul evaluării lui OpenAI, dacă... Cum o vei speri total? Palantir a fost una dintre companiile în care am avut cea mai multă încredere încă din 2020, pentru că, de la momentul istării, mi s-a părut o companie foarte atractivă și datorită experiențelor mele de viață și de, de activitate anterioare. Știam de această companie pentru că a făcut parte dintr-un grup de companii crescute de către pă, cubani. De fapt, nu de către, cu bani CIA și NSA. Ei uh, au un fond de venture capital? Da. Așa. ăla este discutat în cadrul grupului nostru. Acest fond de venture capital nu se discută foarte mult despre el, este mai în umbră. așa. Uh, prin acest fond de venture capital, aceștia investesc foarte mult în fel și fel de startup-uri, uh, cu ideea de a se folosi de produsele dezvoltate acolo ulterior. Uh, Palantir este, așa cum spuneam, o companie marca Groier Welt. Noi am promovat-o foarte mult, chiar eu am avut un portofoliu investitorilor cu care lucrez cu mult înainte să începem proiectul nostru, în martie 2022, dar atunci a fost compania cu care am început proiectul. Tot, tot portofoliul Grow Your Welt de la momentul respectiv, s-a bazat pe această poziție, pentru că aveam o foarte mare încredere în oamenii care se aflau în spatele acestei companii. Sunt oameni de o importanță strategică la nivel mondial, nu doar la Statele Unite pentru că aici vorbim de Peter Thiel Peter Thiel care coordonează așa de undeva din umbră foarte multe fonduri de investiții foarte multe legături între anumite cercuri de influență cam asta e. să ne limităm la a spune doar atât Uh, mă bucur că ulterior, foarte mulți youtuberi și foarte mulți analiști ai băncilor mari de investiții au început să acorde atenția acestei companii și să-i dea dreptate lui Alex Carp atunci când spunea că uh, palantirul creează cel mai bun produs pentru viitor, aceste platforme Gotham și Foundry, Gotham pentru departamente guvernamentale și Foundry pentru uh, companii. Ne bucurăm că a fost inclusă în SP500 și ne bucurăm cu toții mulți cu profit de peste 200% pe portofolii. Ne bucurăm cu toții că am reușit să uh, creăm în timp, pentru că Palantirul ne-a și oferit timp pentru a ne crea pozițiile, să ne creăm această poziție importantă pe portofolii și acum, la umbra acestor rezultate foarte bune, ne putem asuma riscuri de volatilitate mai mari pe noile poziții pe care le aducem în portofoliu. Încheiem cu o știre din zona cripto unde UK începe să reglementeze acest sector și ne bucură foarte tare că pe lângă mica și toate discuțiile care erau prin comisiile europene vis-a-vis -vis de reglementarea cripto vedem și UK. Pe semne în America s-a întâmplat acest lucru deja prin ETF-urile care s-au creat pe Bitcoin și Ethereum. Foarte multă lume atentă la spațiu cripto, foarte multă lume care se uită cu alți ochi în momentul de față la această tehnologie multe companii care uh, încearcă să inoveze în acel spațiu, în același timp un sentiment profund negativ în piață din partea investitorilor sau cel puțin din partea retail, de retail cel puțin retailerilor uh, cu privire la cripto, cu privire la prețul Bitcoin care nu mai e în maxim istoric și se consolidează în jurul valorii de 50.000 de dolari 60.000, are fluctuații de preț și lumea se întreabă în ce direcție o ia afectează la rândul său în cascadă și alte sectoare, dar vreau să te întreb strict de partea asta de reglementare și de spațiu cripto, că restul le discutăm noi în spatele camerelor, să zicem așa. Da, mie mi se pare că lucrurile se dezvoltă normal, așa cum era de așteptat. Cripto, în special Bitcoin și Ethereum au început să fie reglementate și să li se acorde atenția cuvenită și greutatea cuvenită. Se află ambele într-o perioadă de consolidare, s-ar putea să explodeze exact atunci când investitorii se așteaptă mai puțin, cu cât investitorii sunt mai negativi cu privire la evoluția Bitcoinului, cu atât acesta va avea un spike agresiv în momentul în care va începe să crească. Consider că constant Statele Unite, China și chiar și Rusia pot cumpăra constant din piață pentru a avea în balance sheet Bitcoin. S-ar putea ca cei care nu cumpără pe fiecare scădere mai amplă, și am avut Bitcoin la 47.500, cred, pe data de 5 august, atunci când Banca Japoniei a făcut ce a făcut, și am avut parte de acea scădere amplă, cei care nu cumpără și au un plan să cumpere, bineînțeles. Cei care nu cumpără pe scăderi, s-ar putea să aibă regrete undeva mai târziu. Pentru că dacă noi așteptăm acum Bitcoin să se întoarcă la 35.000 sau sub 30.000, 35.000, s-ar putea să facem o greșeală. Destul de dificil, adică nu, e nici, foarte, nu se poate. Da, e foarte antici. greu să anticipezi uh, o evoluție pe termen scurt. Eu consider că Bitcoin în momentul de față se consolidează și chiar dacă ar putea să mai scadă spre un 57.000, spre 50.000, tendința va fi overall uh, ulterior de a depăși 75-80.000. Inclusiv, uh, celebru pentru piețele de capital, uh, Larry Fink, de la BlackRock, a declarat că o să vedem aș, acest hedge pe care... Nu am înțeles uh, ideea pe care o menționa să fie un hedge uh, pe care îl fac uh, investitorii în aceste momente pe Bitcoin. Hedge are cumva ideea asta de a fi precaut, nu neapărat de a fi atât de volatil cum e bitcoin nu? dar uh, cine se o să contrazic pe... Larry Ring. <laughs> da. Este greu înțeles această zonă de cripto de către foarte mulți, nu vă aventurați acolo dacă nu puteți administra volatilitatea. Încercați să rămâneți în zona dumneavoastră de cunoaștere, de acceptare a volatilității pe portofoliu. Este bine să vă faceți o analiză foarte amănunțită înainte să luați decizia de a investi. Vă recomand să aveți pe cineva de cu foarte mare experiență alături de dumneavoastră. Nu. Nu aș face un pas atât de riscant doar pentru că văd că alții în jurul meu investesc. Că, să tehnica, da, șansele cele mai mari sunt de a pierde bani în piața de capital. A... în Special în cripto. Dar hai să vorbim de piața de capital. Șansele cele mai mari sunt ca, în anumite momente, chiar dacă investesc în niște companii foarte bune, în anumite momente sentimentul de piață să conducă la ceva atât de dur și piața să dea cu mine de pământ atât de tare încât să mă facă să-mi pierd cum pot și să vând pe pierdere acțiunile. Și atunci nu este tocmai ok. Că că nu toți faceți bani așa de ușor, cum fac unii și alții și încearcă să-i ducă așa prin betoane, să-i spele puțin prin imobiliar. Se va termina și acea uh, perioadă în care mulți încearcă să ducă banii oriunde nu să-i introducă în sistem. Uh, cam atât să nu vorbim mai multe, că nu, nu e cazul și nu vreau să supor pe nimeni și așa cum v-am obișnuit în final discutăm despre Bursa de Valori București aici unde am văzut așa o mică scădere în momentul de față pe piață probabil datorată a ce s-a întâmplat și în Statele Unite și zona europeană și în general pe piețe voiam să te întreb cum vezi situația așa generală a bursei că punctual pe fiecare companie s-au mai întâmplat anumite evenimente dar așa pe total cum vezi situația aici a avut loc un recul, un... O scădere ușoară pentru că bursa românească nu este atât de volatilă precum cea din Statele Unite. Pentru că am mai spus aici, fondurile de pensii private nu intră în panică atât de repede să vândă, și nu avem atât de mulți investitori de retail care să schimbe prețul acțiunii, să-l ducă foarte agresiv în jos. Pentru că majoritatea celor care, despre care se spune că sunt investitori pe bursa de la București, ei nu sunt investitori pe bursa de la București activi. Ei au cumpărat, mulți dintre ei au cumpărat niște titluri de stat și. Păi sunt băgați acolo în aia cu investitorii. Nu e chiar așa, în momentul în care cumperi titlul de stat, ești investitor. Ești doar un om care parchezi uh, niște bani uh, la niște randamente mai mari decât depozitele bancare și unde nu beneficiezi de uh, unde beneficiezi de, ne să spunem altfel, unde beneficiezi de neplata impozitului pe acel randament obținut la cuponul uh, pe titlul de stat. Deci eu am observat un trend și aici nu vreau să-i dezamăgiți pe cei care au expunere pe bursa de la București. Am observat investitori care încep să marcheze și să iasă de pe bursa de la București și să înceapă să ia expunere pe internațional. Am observat de asemenea că nu sunt foarte multe fonduri, nu sunt foarte mulți bani care vin din afară să fie investiți pe bursa de la București. Chiar dacă avem niște companii foarte atractive. În continuare, fondurile de pensii vor avea expuneri constante pe bursă și... Dacă se mărește puțin fondurile alocate la pilonul 2 de pensii, acestea vor avea mai mulți bani pentru a aloca către companii, dar trebuie să ținem cont că nu pot depăși o anumită deținere pe fiecare companie în parte și deja cam toate și-au uh, uh, și creat pozițiile pe OMV, pe Banca Transilvania. Uh, vedem uh, o diluare care se face la Banca Teraplast. Da, se emit niște acțiuni și se uh, are loc o. Uh, o alocare de capital acolo. Uh, Teraplastul știm foarte bine că va participa la reconstrucția Ucrainei cu vânzări masive de produse către Ucraina. BlackRock nu degeaba cumpără Teraplast. Cum am discuția lui când o să se întâmple asta, că mai menționai pe anumite videoclipuri că Teraplast uh, e o companie bună care o să sprijine reconstrucția Ucrainei, doar că înainte de reconstrucție mi-a mi trebuit, mie atenția. Uh, Tare loc de minare. Trebuie să deminăm țara respectivă, nu da. construim pe bombe. Da, 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 e clar că nu 2025 este anul în care va începe reconstrucția Ucrainei, pentru că, hai să spunem așa, dacă Trump ajunge la putere în America, se vor, vor urma niște negocieri, și undeva în 2025 va avea loc o negociere finală în care se va stabili că gata, terminăm cu conflictul de acolo și va începe deminarea teritoriului. Abia ulterior va începe reconstrucția acestei țări, care se va întinde pe mai mulți ani. Și atunci crezi că managementul celor de la teleplast în urma acestei analize, pe care îți convins că și ei își dau seama, își doresc să creeze niște facilități de producție cât mai mari. Absolut, de asta atrag acest capital mm. acum. Această diluare este cu scopul de a atrage foarte mult capital pentru a reinvesti în alte capacități de producție. Ce aș mai spune cu privire la transport trade service, gândiți-vă la nivelul scăzut al Dunării care nu a facilitat transportul pe Dunăre, iar transport trade service, chiar dacă acum a avut parte de niște cifre foarte bune, dacă cumpărați acum undeva în viitor vor raporta niște cifre mai slabe din cauza a ceea ce s-a întâmplat acum pe Dunăre. Deci, Bursa de la București este, mi se pare, foarte ciudat, vorbeam chiar și ieri cu unul dintre investitorii cu care am aceste discuții în privat și zic, bă, Marian, ai lucrat toată viața pe un salariu foarte mare, și tu și soția. A luat, a, a luat decizia de a face exit total, a vândut ce a avut pe BVB și a mers cu bănuții pe Statele Unite. Și zic, ai niște funduri atât de mari la pilonul 2 de pensii, încât tu ai deja expunere pe aceleași companii în care cu economiile tale acum investești în aceleași companii. Deci expunerea ta e totală pe niște companii în care zice Vali, așa este. Și am luat decizia, pe urma discuțiilor, am, am, avut discuții am pe acest subiect, am luat decizia să vând total, să rămân cu expunerea pe BVB doar pe ceea ce am la pilonul 2 de pensii private. Pentru că gândiți-vă, mulți dintre dumneavoastră sunteți angajați, poate, gândiți-vă că deja aveți niște fonduri destul de mari strânse în funcție de veniturile pe care le-ați avut, niște fonduri destul de mari strânse la pilonul 2 de pensie privat. Pentru ce? De ce să nu mă diversific puțin și să aloc banii mei tot pe aceleași companii în care investesc cei care mi administrează pilonul 2 de pensie privată? De ce să nu mă diversific puțin și pe valută, că investesc poate în euro sau în dolar? Mă diversific și către companii mari care pot crește foarte mult, care au parte de inovație și așa mai departe, de ce să rămân tot în cadrul acesta de companii care se decapitalizează constant prin oferirea de dividend? Da, bursa românească a mers foarte bine, au avut o evoluție foarte bună de-a lungul timpului, dar poate ar fi momentul să luați în calcul și o diversificare atât pe valută cât și pe alte piețe. Dragilor, acesta a fost videoclipul din această săptămână. Ținem să vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit până aici. Ne bucurăm foarte mult că puteți să aveți atenția asta atât de lungă la niște detalii economice care de multe ori pentru mulți oameni par plictisitoare și poate chiar cu mulți prieteni nu aveți cu cine vorbi despre aceste lucruri și știm cum e că am trecut prin situațiile acestea. De asta ne bucurăm și că am creat proiectul respectiv acolo unde oamenii pot să discute despre situația economică foarte des între ei. Vrem să le mulțumim și membrilor noștri și tuturor celor care ne-ați urmărit până aici. Dacă un subiect v-a plăcut sau nu v-a plăcut și sunteți, aveți o părere diferită, lăsați-le știți în comentarii. Orice comentariu care e scris de bun simț și are un fundament până la urmă, îi lăsat acolo. Cred că nu a fost în istoria canalului, chiar vorbeam și cu echipa nu o fost să blocăm pe nimeni și nu a fost să ștergem comentarii decât dacă au conținut în jurături. Așa că încercăm să ținem ideea asta de liberă exprimare cât mai largă, cum se întâmplă și pe alte platforme. Da, așa este. Am mai avut parte și de unii și de alții pe care invităm să meargă către alte canale să urmărească pe altcineva dacă nu sunt mulțumiți de ceea ce au urmărit la noi sau să comenteze în limitele bunului simț pentru că a... Este vorba de un respect pentru niște oameni care au alocat timp din viața lor și își împărtășesc analizele și opiniile uh, pentru cei care îi urmăresc. Nu trebuie să ne urmăriți pe noi. Sunt foarte mulți uh, în această lume uh, virtuală, pe acest YouTube, pe care îi puteți urmări cu plăcere. Oameni cu care puteți avea chimie, poate cu mine nu aveți chimie, că eu sunt mai, uh, poate par mai arogant așa, mai plin de mine. Așa par să știți că dacă au ajuns oamenii să mă cunoască, în realitate și-au schimbat total opinia. Dar vă mulțumim, celor care sunteți alături de noi, membrilor noștri, le mulțumim pentru că susțin proiectul nostru. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și sperăm să o faceți în continuare săptămână de săptămână, pentru că noi ne dorim săptămâna de săptămână să fim alături de dumneavoastră și să vă prezentăm în fiecare duminică de la ora 19 câte un episod nou, în care dezbatem ce s-a întâmplat și ce urmează să se întâmple. Toate cele bune pe săptămâna viitoare!